Actualitățile în tratamentul cataractei și glaucomei au fost discutate în cadrul unei conferințe științifico-practice organizate de Spitalul Internațional MedPark, care oferă cele mai calitative servicii în diagnosticarea și tratarea bolilor oftalmologice. Evenimentul a adunat aproape 200 de medici și chirurgi din țară care au făcut schimb de experiență privind cele mai noi metode de tratament a maladiilor oculare. Scopul acestor evenimente este de a crește calificarea personalului medical și, în primul rând, a doctorilor. Pacientul are dreptul la cele mai bune tratamente, cele mai contemporane și doctorul este obligat să-i ofere toate opțiunile disponibile. Cel mai important este să apreciem sau să determinăm căile de dezvoltare, cum să mergem mai departe ca să putem aduce cât mai multă sănătate pacienților noștri. Pacienții cu afecțiuni oculare beneficiază în cadrul Spitalului Internațional MedPark de servicii la nivel înalt, începând de la diagnosticare până la tratament. Spitalul dispune și de utilaje de ultimă generație utilizate în operațiile cataractă și glaucom. Intervenția chirurgie cataractă se face prin incizie mică cu implante de cele mai nou generație pentru glaucom. Propunem un remediu nou de implant shunt mini shunt expres pentru a minimaliza riscul cu complicații postoperatorii. Dacă pacientul este examinat totalmente, se programează pentru o operație care durează scurt timp, 15-20 de minute, și pacientul este spitalizat de la o zi la două. Conferința științifico-practică a fost organizată în comun cu Asociația Oftalmologilor din municipiul Chișinău. Spitalul Internațional MedPark este cel mai mare spital privat din Republica Moldova. Instituția și-a deschis ușile acum 3 ani și deține cel mai mare număr de departamente și servicii medicale, o maternitate, un bloc operator cu 4 săli de operație și o sală pentru coronaroangioplastii integrate cu 2 unități de terapie intensivă și reanimare.